știri, doamnelor și domnilor, iată care sunt titlurile ediției. Direcția pentru protecția copilului Sibiu a decis instituționalizarea celor 7 copii care au fost la un pas să se intoxice cu fum în weekend. Autoritățile au decis că mama acestora i-a neglijat. Reamintim faptul că cei 7 au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu fumul făcut de o instalație improvizată de încălzire. 2 medieșeni, dintre care unul minor suspecți în cazuri de furt, au fost prinși de polițiști. Cei 2 sunt bănuiți că la începutul lunii au sustras din mai multe locuințe obiecte decorative și bijuterii. Bărbații au fost arestați preventiv. Un grav accident rutier a avut loc în cursul zilei de luni pe calea Dumbrăvii, în zona muzeului în aer liber. Un conducător auto nu a acordat prioritate și a lovit o femeie angajată în traversare regulamentară pe trecerea pentru pietoni. Femeia a ajuns cu răni multiple la spital. Nici nu a fost bine inaugurat părculețul de pe Coposu, că vandalii și-au și pus amprenta. Aceștia au măzgălit cu spray-uri și marcăre permanente băncile și aparatele de sport în aer liber. Direcția pentru protecția copilului Sibiu a decis instituționalizarea celor 7 copii care au fost la un pas să se intoxice cu fum în weekend. Autoritățile au decis că mama acestora i-a neglijat. În data de 8 decembrie, pe strada Zăvoi au fost solicitate să intervină mai multe ambulanțe SMUR și SAJ pentru a prelua 7 copii, dar și pe mama acestora, care fuseseră intoxicați după ce încercaseră să se încălzească folosind un radiator conectat la un generator pe benzină. Salvatorii au intervenit de urgență, iar cei mici au fost duși la Spitalul Luther, în timp ce mama acestora a fost transportată la Spitalul Județean. 2 zile mai târziu, în cursul zilei de luni, cei de la Direcția pentru Protecția Copilului au efectuat o anchetă pentru a vedea dacă femeia își crește copiii în condiții normale. Așa au aflat anchetatorii că acesteia i-a mai murit un copil în urmă cu câțiva ani, în urma unui incendiu produs tot din cauza instalațiilor de încălzire improvizate. Comisia de Asistență Socială a decis preluarea celor 7 copii și adăpostirea lor într-un centru de plasament. Mama nu a opus rezistență. Ca urmare a evaluării inițiale efectuată de reprezentanții de GSPC Sibiu și cei ai Serviciului Public de Asistență Socială, pentru cei 7 minori s-a instituit măsura de plasament în regim de urgență la un centru rezidențial din subordinea de GSPC. 2 medieșeni, dintre care unul minor, suspecți în cazuri de furt, au fost prinși de polițiști. Cei 2 sunt bănuiți că la începutul lunii au sustras din mai multe locuințe obiecte decorative și bijuterii. Bărbații au fost arestați preventiv. Weekendul a venit cu zgomot de cătușe pentru 2 medieșeni cu vârstele de 17 și 37 de ani. Cei 2 sunt suspectați că în 4 decembrie ar fi pătruns în 2 imobile din Sadu, de unde ar fi plecat cu mai multe obiecte decorative din bronz și bijuterii în valoare de 2000 de lei. Cei 2 au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar apoi au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Acum polițiștii încearcă să documenteze întreaga activitate infracțională a celor 2. Un grav accident a avut loc în cursul zilei de luni pe calea Dumbrăvii, în zona muzeului în aer liber. Un conducător auto nu a acordat prioritate și a lovit o femeie angajată în traversare regulamentară pe trecerea de pietoni. Femeia a ajuns cu răni multiple la spital. Accidentul s-a produs în cursul zilei de luni, în jurul orei 7, când, pe fondul neacordării de prioritate, o mașină condusă de către un bărbat în vârstă de 60 de ani a lovit o femeie angajată regulamentar în traversare. În urma impactului, victima a ajuns la spital cu multiple fracturi. Traumatism toracic cu fracturi costale în partea stângă, fracturi în zona bazinului și fractură de claviculă. A fost internată în cadrul secției ortopedie-traumatologie. În momentul de față se află pe secția terapie intensivă pentru supraveghere și tratament. Este stabilă și conștientă. Conducătorul auto vinovat de producerea evenimentului este acum cercetat penal. Nici nu a fost bine inaugurat părculețul de pe Coposu, că vandalii și-au și pus amprenta. Aceștia au măzgălit cu spray-uri și marcăre permanente băncile și aparatele de sport în aer liber. Construit pe unul dintre dealurile de fortificație din jurul fostei cetăți a Sibiului, noul parc de joacă se întinde pe o suprafață de aproape 2000 de metri, este compus dintr-un loc de joacă și un spațiu workout. A costat 1 milion de lei și a fost deja vandalizat. Iubitorii de graffiti au simțit nevoia să își pună amprenta și pe acest părculeț, așa că au măzgălit cu spray-uri și marcăre băncile, panourile cu informații privitoare la modul în care pot fi utilizate aparatele de sport și băncile pentru abdomene. Aceste situații extrem de neplăcute, mai ales în condiții în care vorbim despre un parc proaspăt amenajat, ar fi putut fi evitate dacă în zonă ar fi fost amplasate camere de supraveghere sau dacă cei de la poliția locală ar fi lăsat din când în când la o parte vânatul șoferilor care parchează pe spații nemarcate și ar fi patrulat mai mult în zona obiectivelor de patrimoniu, cum este și sus numitul spațiu de agrement.
Au început controlele la agenții economici care comercializează pirotehnice. Conform legii, se interzice vânzarea de pirotehnice din clasele F2, F3, F4, T1 și T2. Începând cu 10 decembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu va desfășura până în data de 7 ianuarie activități de control în cadrul campaniei naționale de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă la desfășurarea activităților cu articole pirotehnice. Campania de verificare are loc la nivel național și urmează să se întindă până la capătul primei săptămâni a anului viitor. Acțiunea are ca scop prevenirea evenimentelor neplăcute cauzate de folosirea necorespunzătoare a pirotehnicelor. Reprezentanții ITM le reamintesc comercianților că pot fi vândute publicului larg numai articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1. Acestea pot fi comercializate pe teritoriul țării noastre doar dacă au actele necesare și instrucțiuni de utilizare în limba română. Legea interzice comercializarea pirotehnice celor din clasele T1 și T2 sau F2, F3, respectiv F4. Osteoporoza și bolile endocrine afectează tot mai multe persoane. În cursul acestui an au fost tratați la Spitalul Județean peste 260 de pacienți. Numărul acestora este mult mai mare, dat fiind faptul că mulți apelează la ambulatoriul clinicii. Statul român alocă anual sume exorbitante pentru tratarea unor boli care ar putea fi cu ușurință ținute sub control sau chiar prevenite prin controle periodice. Vorbim despre bolile endocrine sau despre osteoporoză. Ambele tipuri de maladii afectează în principal femeile și ambele ar putea fi ținute în frâu cu succes dacă sunt descoperite la timp. La Spitalul Județean Sibiu, numai în cursul acestui an, s-au cheltuit aproape 50.000 de lei pentru tratarea aproximativ 260 de pacienți. Programul Național de Boli Endocrine este derulat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, care asigură atât în spital cât și în ambulator medicamentele specifice tratamentului osteoporozei. În primele 9 luni au beneficiat de tratament 261 de pacienți, valoarea medicamentelor consumate fiind de 47.605 lei. Medicii spun că acum câteva zeci de ani, osteoporoza era o boală asociată cu înaintarea în vârstă. Aceasta afectează oasele care devin mai fragile și se rup mai ușor. Medicina a evoluat așa că la ora actuală maladia este tratabilă și chiar poate fi prevenită cu succes. Ceva mai multe bătăi de cap dau bolile endocrine. Vorbim aici despre faptul că de cele mai multe ori afecțiunile glandelor duc la dezechilibre hormonale care duc la boli cardio, diabet sau chiar infertilitate. Și acestea pot fi însă depistate în baza unui set de analize specific. Tratamentul constă din suplinirea medicamentoasă a hormonului lipsă și, în cele mai multe cazuri, urmarea tratamentului oferă pacientului o viață normală. Accident în Gilău, județul Cluj, un pieton a fost pulberat pe trecerea de pietoni. Acesta a fost internat în spital cu fractură de bazin. Atenție, imaginile ce urmează vă pot afecta emoțional. Un bărbat de 53 de ani a fost lovit de un șofer pe trecerea de pietoni în comuna Gilău, județul Cluj. Potrivit IPJ Cluj, un șofer de 23 de ani din Gilău, în timp ce conducea un autoturism pe DN1E60 spre Cluj-Napoca, a surprins și accidentat un bărbat de 53 de ani, care s-a angajat în traversarea drumului pe trecerea de pietoni în dreptul imobilului cu numărul 236 din Gilău. În înregistrarea video, se observă că bărbatul a traversat strada în fugă pe trecerea de pietoni imediat ce a trecut un autocar. Victima a suferit o fractură de bazin și este internată în spital. Poliția atrage atenția pietonilor să se asigure înainte de a traversa strada și să nu o facă în fugă. La Alba Iulia au început lucrările pentru amenajarea pasajului din cetate. Reabilitarea pasajului este prioritară acum după finalizarea parcului și Monumentului Unirii. Amenajarea pasajului din cetate este o prioritate pentru administrația locală, mai ales acum după finalizarea parcului și Monumentului Unirii. Lucrările la pasaj, unde s-a aflat un restaurant cu o suprafață de 293 de metri pătrați, au început recent. Pasajul va fi reabilitat și redat circulației pietonale, astfel încât oamenii să nu mai fie nevoiți să aștepte la semafor pentru a trece de pe Bulevardul Transilvaniei în parc sau invers. Restaurantul de la pasaj a fost evaluat la 137.710 euro fără TVA și dacă nu s-a ajuns între timp la o înțelegere cu patronul acestuia, va fi expropriat, însă lucrările pot continua și în lipsa unei decizii a instanței.
Au furat țigări, dar au fost prinși de polițiști. Trei tineri din Mureș sunt cercetați pentru furt calificat, prejudiciul ridicându-se la peste 30.000 de lei. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Mureș au prins în flagrant trei tineri bănuiți de comiterea mai multor infracțiuni de furt. Cei trei tineri au vârste cuprinse între 24 și 30 de ani și sunt din Târgu Mureș. În autoturismul acestora s-au găsit 300 de pachete de țigări pe care aceștia nu le puteau justifica. Din cercetările efectuate s-a stabilit că în cursul lunii trecute, aceștia au comis 5 furturi din diferite societăți comerciale din județul Mureș, fiind creat un prejudiciu de peste 30.000 de lei. Tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Mureș cu propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Controle ITM la societăți comerciale din Constanța. Peste 300 de agenți economici s-au ales cu amenzi. 24 dintre aceștia au fost sancționați pentru muncă la negru. Inspectorii Serviciului Control Relații de Muncă din cadrul ITM Constanța au efectuat în luna noiembrie controle la 303 agenți economici din județ. Din totalul angajatorilor verificați, 24 au fost depistați că foloseau muncă nedeclarată, fiind găsite 43 de persoane care lucrau fără forme legale de angajare. Angajatorii depistați cu muncă la negru au fost sancționați cu amenzi în cuantum de 860.000 de lei. În total, inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare de 935.600 de lei și 17 avertismente. DJ Rino a luat-o de la zero în Suedia, unde s-a mutat cu soția și copilul. Artistul a debutat într-o berărie din Göteborg. DJ Rino, alias Sorin Costache, a lăsat în România un proiect muzical de succes pentru a-și muta familia în Suedia, una din țările europene cu un ridicat nivel de trai. Artistul a ales să emigreze alături de soția lui Luisa și de copilul lor Alexandru. El și Luisa s-au înscris imediat la cursuri de limba suedeză pentru a se integra cât mai repede în comunitate. Aflat într-un loc nou, el a trebuit să o ia de la zero, ca la începutul carierei sale în anii 90, când punea muzică la nunți, botezuri și localuri din cartierul bucureștean Titan. DJ-ul a fost fericit să pună muzică, deși a făcut-o într-o berărie din Göteborg, orașul unde s-a mutat. Printre petrecăreți, în berăria respectivă, s-au aflat și câțiva români cu rezidență suedeză care au recunoscut melodiile și au făcut galerie. Ștefan Bănică Junior susține pentru al 17-lea an consecutiv seria concertelor extraordinare de Crăciun. Evenimentele din acest an vor avea loc pe 13, 14, 15 și 16 decembrie la Sala Palatului.
Continuând tradiția, Ștefan Bănică revine cu o nouă serie de concerte extraordinare de concert. Evenimentele vor avea loc pe 13, 14, 15 și 16 decembrie la Sala Palatului. Concertele vor începe la ora 19.30. Muzica live, show de lumini, efectele speciale, invitații surpriză, baletul și coreografia fac din concertul extraordinar de Crăciun un eveniment unic care poate fi urmărit doar o dată pe an. Actor, compozitor, interpret, regizor cu o carieră de peste 30 de ani, Ștefan Bănică este unul dintre cei mai complexi și iubiți artiști din România. Cu albume vândute în sute de mii de exemplare, cu peste 30 de roluri în film și teatru, artistul a primit nenumărate premii și distinții care completează un palmares artistic ulterior, impresionant. Ulterior mi-am dat seama că aceste două meserii seamănă prea tare între ele. Așa că am ales să fiu actor. Pe care am auzit-o vreodată pe scenă a fost de o adâncime formidabilă și mi-a marcat copilăria. Suna cam așa. Maria mulge vaca. În lac se vede invers. Acest, mai bine cât? La 30 ani am primit prima gitară. Asta e extraordinar, iar eu arătam cam așa. Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi este finală. Se încheie aici. Sunt Monica Chiseriță, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare.